Faimoșilor, nu vă lăsați. Sunteți făcuți să câștigați. Echipa faimoșilor, pregătiți ca și spartanii. Setați din fabrică să nu-și dezamăgească fanii. Banii, un premiu destul de frumos, care așteaptă să fie câștigat de un faimos. Anda Adam, care a fost eliminată după ce a fost la o probă de anca accidentată. Gianni Chiriță, fotbalist profesionist, singura lui teamă este aceea de dentist. Se mai știe despre el că e adeptul prieteniei și are deja în palmares 3 cupe ale României. Diana Bulimar, în gimnastă medaliată, s-a retras din carieră dându-se accidentată. Campioana noastră, vârsta 23, și-a închis cariera doar pentru prietena ei. Închei prima strofă prezentând încă o doamnă, Anca Surdu, altă dublă campioană. Faimoșilor, nu vă lăsați, sunteți făcuți să câștigați. Echipa voastră e de vis, faimoșii sunt de neînvins. Faimoșilor, nu vă lăsați, sunteți făcuți să câștigați. Echipa voastră e de vis, faimoșii sunt de neînvins. Ionuncescu, un convins economist, de 5 ori campion la Scandenberg profesionist. Brațele de fier, considerat fenomen, cunoscut în competiții sub numele Iron Man. Cătălin Cazacu, cunoscut motociclist, pe lângă aspectul ăsta ar mai fi ceva de zis. Nu e secret, cu toții știm, că aici la Exatlon s-a îndrăgostit de crim. Diana Belbiță, cât ai zice Exatlon, dă cu tine de ciment și ți-a dat program de somn. Multiplă campioană la Kempo și MMA, dacă nu ia atunci cine ar mai putea câștiga? Vladimir Drăghia, Burlacul și altele, nominalizat ca cel mai sexy star TV. Claudia Pavel, cântăreață cu renume, are un rol principal într-un film de acțiune. Faimoșilor, nu vă lăsați, sunteți făcuți să câștigați. Echipa voastră e de vis, faimoșii sunt de neînvins. Faimoșilor, nu vă lăsați, sunteți făcuți să câștigați. Echipa voastră e de vis, faimoșii sunt de neînvins. Andrei Stoica, campion fără egal, a ajuns pe forța lui în top 10 mondial. Pentru Flo, Exatlonul a fost doar ca o vacanță. Știm că face parkour și not de performanță. Larisa Vasile, o atletă cunoscută, se vede că și la probe e destul de pricepută. Oltin Hurezeanu, ponegri de orice fan, și Gianina Stan, îndrăgostită de Ștefan. Faimoșilor, nu vă lăsați, sunteți făcuți să câștigați. Echipa voastră e de vis, faimoșii sunt de neînvins. Faimoșilor, nu vă lăsați, sunteți făcuți să câștigați. Echipa voastră e de vis, faimoșii sunt de neînvins.